3 CSMS Latina și Proactiv Târgoviște. Ne așteptăm la un duel între atac și apărare. Echipa campioană are un ofensivă de temut, în timp ce Proactiv Târgoviște s-a remarcat în cadrul acestui campionat național cu apărare de fier, o apărare care a câștigat foarte multe mingi care prea au pierdute și de acolo au venit și punctele obținute de târgovișteni, care au și câștigat etapa găzduită pe teren propriu, desfășurată la Aninoasa și la a fost o finală, dacă țin minte, cu UNEZ București, iar târgoviștenii care porneau cu șansa a doua prin prisma clasamentului au reușit un meci mare care s-a decis pe apărare și în cele din urmă au învins formația din capitală. Vin și arbitrii Lucian Purice și Marius Stoienică de la Lupeni. Care arbitrează acest duel, care opune echipele CSM Slatina și Proactiv Târgoviște, nu vă mai spun echipamentele. Slatina, tradiționalul albastru-alb, Proactiv Târgoviște joacă astăzi în verde și negru. Sorin Didă, George Condei și Lorin Petrescu, trioul de start al echipei Proactiv. De cealaltă parte, Alex Sorian, Vasile Sorian și noi Darius. A început meciul. Bună apărarea celor de la Proactiv Târgoviște. Arbitri au decis repetarea acestui punct. A căzut lumina și s-a creat o problemă pentru echipa care avea posesia mingii. Din nou la scorul de 0-0, George Condei atacă acest balon, mingea cade în teren, acum Vasile Sorian pentru noi Darius, lovește tare și obține primul punct al meciului, jucătorul cu numărul 21 de la Slatina. Condei face preluarea, Sorin Didă întoarce tot pentru el. Acum atacul Slatinei. Minge scurtă, dar anticipată. Din nou Condei, vine blocajul lui Darius, dar trece acest balon pe lângă el. Acum nu mai punctează din nou jucătorul echipei din Slatina. Echipa campionă are 2-0 în disputa cu Proactiv Târgoviște. Sorin Didă, Lorin Petrescu și George Condei trimite o minge cu efect în terenul advers. Darius trebuie să procedeze și el la fel. Găsește un spațiu liber între doi apărători și punctează. 3-0 pentru Slatina. Cu numărul 6, Vasile Sorian repune mingea în joc. Acum Lorin Petrescu pregătește acest balon pentru cu echiperul său. Din nou Darius ajunge la fileu, dar lovește cu talpa, mai mult împinge acest balon decât lovește și este out. 3-1. Prilej pentru Lorin Petrescu de a servi. Acum Vasile Sorian trage, dar George Condei interceptează acest balon. Sorin Didă trimite în terenul advers din spatele liniei. Tot el recuperează acum după acest atac al lui Darius.
George Condei transmite și el balonul în terenul advers. Din nou Darius, dar de această dată se opune fileul și scorul devine 3-2. Darius atacă bine. Sorin reușește să scoată cu pieptul, cu umărul mai mult, dar nu există continuare și scorul devine 4-2. Condei recepționează acest balon, tot el vine în atac, trage tare, stă bine acolo Alex Sorian. Acum Darius trage în direcția adversarului, numărul 6 de la Proactiv Târgoviște, și punctează 5-2 pentru Slatina. Sorin ridică cu capul, Lorin Petrescu ridică pentru George Condei, blocaj bun acolo, jocul continuă. Să-l vedem pe Vasile Sorian, a vrut să tragă în primă fază, s-a răzgândit și a oferit balonul colegului său. Din nou Condei, aleargă Alex Sorian, recuperând această minge. Și acum Darius mai găsește un spațiu liber în defensiva adversă și punctează pentru 6-2. Din nou atacul la Slatinei. Sorin Didă recepționează acest balon, merge și Lorin Petrescu și cu un efort colectiv mingea trece în terenul echipei din Târgoviște. Acum Vasile Sorian trimite o minge tăiată cu efect care îl păcălește pe George Condei. Cade în terenul de joc. Șapte la 2 pentru CSM Slatina. Serviciu de sus al lui Vasile Sorian. Sorin Didă din nou cu capul. Acum Lorin Petrescu trebuie să finalizeze. Transmite o diagonală, dar se apără bine Alex Sorian. Acum Darius nu are posibilitate de șut de acolo. Era departe de fileu. A și trimis balonul în plasă. Era prea departe și mingea nu a fost atât de înaltă încât să-și permită să aibă o execuție reușită. Din nou Vasile Sorian. Acum Lorin Petrescu se reface linia de atac al echipei Proactiv Târgoviște. Punctează George Condei. 7-4, a găsit și el o breșă acolo și a obținut punctul cu numărul 4 pentru echipa sa. Acum o lovitură puternică, dar Sorin Didă stă bine la post și punctează pe reluare George Condei, 7-5. Ce fază de apărare pentru echipa Proactiv Târgoviște. Acum Lorin Petrescu servește. Au revenit bine jucătorii echipei Proactiv Târgoviște, din nou scoate Lorin. Vasile Sorian pentru Darius. Lovește bine și de această dată punctează jucătorul cu numărul 21. 8-5. Înainte de această fază au recuperat excelent jucătorii formației din Târgoviște. Și în cele din urmă au punctat pe tabelă. Acum este 8-5 pentru Slatina. Condei preia balonul, tot el va trebui să trimită dincolo. Cu pieptul scoate Vasile. Și Darius rezolvă problema, însă nu suficient de bine, pentru că acest joc continuă. Încă un efort extraordinar al defensivei
formației din Târgoviște. Nici această minge nu este pierdută. Acum din nou atacul echipei din Slatina. Acum e prilej pentru Târgoviște să puncteze și reușește George Condei să păcălească defensiva adversă cu această minge împinsă. 8-6, Lorin Petrescu. Bună ridicarea, să vedem pe Vasile. Mingea a venit dincolo de fileu. Acum tot Vasile Sorian pune un capac. Vine Darius în atac. Se joacă frumos în aceste momente. Vine Condei și punctează 8-7. Ce faze au fost la fileu. Superb acest meci. Time out solicitat de antrenorul echipei CSM Slatina. La scorul de 8-7 pentru echipa sa. Însă proactiv Târgoviște a reușit să revină în joc prin această defensivă care este punctul forte al formației proactiv. Stau bine jucătorii îmbrăcați în verde pe terenul de joc și retrimit în circulație orice balon care pare pierdut. Acum Lorin Petrescu servește. Serviciu sus, serviciu înalt. Acum Darius îl obligă pe adversarul său să sară peste banca de rezerve a echipei sale în încercarea de a salva și această minge. 9-7. Lorin Petrescu aplaudat de cei prezenți în sală. George Condei se implică. Lorin, era mingea pentru Didă. Alex Sorian recuperează acest balon. Acum din nou se schimbă atacul și Târgoviște are prim planul, însă lovește George Condei și trimite în afara terenului de joc. Out mare, spune arbitrul principal Lucian Purice. A arătat și cu cât a depășit linia de margine acea minge. Acum Vasile Sorian, Sorin Didă cu pieptul, Lorin Petrescu și George Condei. Acesta este traseul obișnuit pe atacul echipei proactiv. Acum noi Darius scoate și acest balon. Petrescu care retrimite în joc. Să vedem reacția echipei din Slatina la 10-7. Incredibil acest efort, 11-7, dar a lipsit puțin ca mingea recuperată de Sorin Didă să fie jucată și de Lorin Petrescu. La 0, 11-7 pentru CSM Slatina. Cele două formații ne oferă un spectacol sportiv de calitate. Cu siguranță aceste meciuri vor fi revizionate de pasionații fotbal tenisului din România și dar și din lume, pentru că există multe elemente care demonstrează spectaculozitatea acestui sport. Începe setul secund, servește Lorin Petrescu. Sebastian Jecu a intrat în angrenajul echipei din Slatina și face această scurtă minge recuperată. Să vedem pe Vasile Sorian. Jecu cu capul. Acum Condei singur la fileu, n-are adversar.
dar se apără bine și slătinenii. Din nou atacul echipei proactiv Târgoviște. Acum este o minge mai dificilă și Târgoviște poate construi atacul, dar Jecu rămâne la blocaj. Reușește să blocheze, să-și blocheze adversarul. Tot el trimite dincolo, nu mai atinge acest balon. Din nou Condei. Minge în afara terenului. A gândit bine această fază jucătorul cu numărul 6 de la Târgoviște, dar nu a avut precizie și este 1-0. Este 1-0 pentru CSM Slatina. Vasile Sorean va servi. Florin Petrescu pentru George Condei. Rămâne blocajul lui Sebastian Jecu, însă balonul iese în afara terenului. Egalitate. Acum Jecu singur la fileu. Trage pe Lorin Petrescu, care nu mai poate interveni. O execuție puternică care aduce punctul cu numărul 2 pentru CSM Slatina. George Condei, Lorin Petrescu, tot el, dar are prin planul Jecu. Însă cade balonul în terenul echipei din Slatina. Și de acolo trece defileul, este egalitate la 2. Lorin Petrescu trimite balonul în circulație, surprinde cu această execuție Vasile Sorean. Acum Jecu singur la fileu. Condei cu pieptul, tot el vine la 2 metri defileul și atacă de acolo. A prins bine linia de fund. Se apără bine Sorin Didă. Și din nou Condei, care îl păcălește pe adversarul său. N-a vrut să tragă tare, a vrut doar să placeze acest balon pe spatele adversarului său de la fileu. A reușit acest lucru, este 3-2 pentru Proactiv Târgoviște. A avut timp să se uite, a văzut că adversarul se apleacă pentru a nu bloca acel balon și în loc de o execuție puternică a preferat jucătorul de la Târgoviște să aibă o execuție tehnică. Acum este 4-2, minge în fileu. Din nou Lorin Petrescu. Scoate Alex cu pieptul. Acum din nou Sebastian Jecu. Bună defensiva celor de la Târgoviște. O atingere vine și Sorin Didă, dar nu mai reușește să transmită balonul dincolo de fileu. 4-3. De fapt, cred că e 4-4. Dar vedem. Acum din nou Târgoviște are prin planul. Nu e bună mingea. N-a fost deasupra fileului. I-a permis jucătorului de la Slatina să intervină prin blocaj. Acum însă Sebastian Jecu trimite în afara terenului și scorul devine 5-3 pentru Târgoviște. A pus bine acolo piciorul, însă balonul a revenit, a căzut în terenul propriu. Acum din nou Jecu schimbă foaia, schimbă și partea în care trimite acest balon și punctează 5-4. Vasile Sorean servește. Acum Lorin Petrescu rămâne acolo la blocaj. Salvează acest balon Vasile Sorean. Jecu doar cu capul. E situație bună pentru Târgoviște. Se încurcă jucătorii de la Slatina. În cele din urmă rezolvă această situație dificilă. Acum din nou Condei,
care trimite în afara terenului. Uite ce înseamnă un efort defensiv, cât pe aici a fost să piardă acel punct jucătorii de la Slatina. În cele din urmă profită de lipsa de precizie al adversarului, care restabilește egalitatea. Acum vine Jecu la blocaj. Dacă balonul cade în teren, jocul continuă. Din nou el, George Condei, Lorin Petrescu și tot trăgătorul de la Târgoviște. Acum singur la fileu Jecu. Nu reușește să trimită acest balon partea opusă. 6 la 5 pentru Târgoviște. Acum egalitate. A tras mai tare și a punctat jucătorul cu numărul 19 de la CSM Slatina. Preluările sunt făcute de Condei, care acum trimite balonul dincolo de fileu, în ciuda opoziției lui Jecu, care găsește încă o soluție bună și punctează. Acum e avantaj pentru CSM Slatina. Din nou Condei, liber acolo, dar s-a apărat bine Alex Sorean. Sebastian Jecu trimite doar așa de formă să treacă balonul. Bună defensivă ambelor echipe. Acum Sorin Dida leargă pentru a trimite balonul cu echipierului său. Dar la această fază nu mai au reacție jucătorii de la Slatina. Egalitate din nou pe tabela de marcaj. Vasile Sorean trebuie să recupereze acest balon. Și acum jucătorii de la Proactiv au prin planul. Vine blocajul, dar este o minge scurtă cu evitarea blocajului. Să vedem cine va asuma atacul. A fost Alex Sorean acolo. Din nou Condei, care a încercat același procedeu care a ieșit în urmă cu câteva faze, dar acum a trimis balonul în plasă. 8 la 7 pentru Slatina. Acum Lorin Petrescu. Nu e o minge foarte bună. Au timp să se așeze jucătorii de la Slatina. Iar acum Sebastian Jecu închide acest punct pe partea lui Lorin Petrescu. 9 la 7 pentru CSM Slatina. Un nou meci bun și time-out solicitat de echipa Proactiv Târgoviște. Avantaj de 2 puncte pentru CSM Slatina în setul 2 al meciului cu Proactiv Târgoviște. A fost un set secund echilibrat, dar dominat de echipa campionă. E 10 la 7. Un serviciu înșelător, o servă care i-a spins pe picior greșit pe adversari. 10 la 7, acum Sorin Didă intervine și George Condei poate trage, face bine, dar Sebastian Jecu închide acest punct. 11-7, 11 la 7, două seturi identice ca scor. Victorie pentru CSM Slatina. Acum urmează duelul 100% bucureștean între
echipele studențești AS și UNEFS. În urma analizei făcute la transmisiunea de ieri, dar și de la etapa de la Mediaș, am remarcat faptul că sunt foarte mulți bucureșteni care urmăresc acest campionat de fotbal tenis. Dovada faptului că acest sport este deosebit de popular în capitală, acolo unde, mai în toate parcurile unde este amenajat un teren de tenis cu piciorul, se joacă în permanență și după regulamentul de amatori, dar și după regulamentul de fotbal tenis. Arbitrul Cristian Perianu și ajutorul său Alex Sorian au făcut formalitățile de începerea jocului dintre UNEFS București, echipament albastru complet, și AS București, primul serviciu aparține echipei UNEFS, proba de triplu. Blocaj bun al lui Adrian Cârstea. Și minge în aut, 1-0 pentru AS București. Dacă formula de start a formației UNEFS este aceeași ca și meciul precedent, la AS București evoluează Adrian Cârstea, Dragoș Bidirianu și Răzvan Udrea. Trăgătorul Victor Dulceață a rămas de această dată pe bancă. Acum Cristian Vasile trimite
mingea în fileu, 2-0 pentru AS. O rivalitate sănătoasă între cele două formații din capitală. Vine și Răzvan Udrea și salvează această minge, Ana Maria Gergel pentru Răzvan Vornicu, care punctează 2-1, ales o scurtă, pentru că a văzut că toți adversarii sunt poziționați la câțiva metri distanță de fileu și n-au șansa să recupereze acel balon. Adrian Cârstea trimite peste blocaj. Acum din nou atacul echipei AS. Vornicu apare la fileu, Dragoș Bidrianu scoate cu pieptul, Răzvan Udrea ridică bine pentru colegul său, joacă atent în defensivă și Cristian Vasile. Bidrianu trebuie să facă un efort în a recupera acest balon. Acum Cristian Vasile pentru Vornicu. Se joacă pe defensivă, fără blocaj. Din nou Vornicu își asumă execuția, dar trimite mingea în fileu. Trei la unu pentru AS București. Ana Maria Gergel pentru Vornicu, care trage tare, însă balonul revine și de această dată din defensiva echipei AS. Acum o nouă construcție pentru Nevs. Udrea stă și el bine acolo. Împinge balonul Adrian Cârstea, care se apleacă pentru a permite adversarului să trimită balonul dincolo de fileu, însă numărul 8 de la Unevs București trimite din nou în fileu. Ana Maria Gergel pentru Cristian Vasile, au schimbat rolurile jucătorii de la Unevs București, n-au mai ridicat mingea pentru Răzvan Vornicu și acest lucru le-a ieșit. Este 4-2. Din nou Cârstea rage tare și precis, aducând un nou punct pentru echipa AS. Este o diferență de scor între ce afișat pe tabelă și ce real. Acum punctează Răzvan Vornicu, dar cei de arbitri nu s-au sincronizat la decizie. Se repetă serviciul la scorul de 5-2 pentru AS București. Această preluare nu este bună. Balonul cade în afara terenului și este 6-2 pentru AS.